sau citire, vă rog, care să auziți. Deci așa, stimată Mai Sandu, vă informăm că prin adoptarea hotărârii Comisiei Naționale Excepționale numărul 45 din 15 februarie a fost introdus un punct 8 prin care se sistează, începând de 7.02, centrele comerciale, sâmbătă și duminică, și implicit activitatea întreprinderilor care închiriază suprafețe comerciale în centrele comerciale. Constatăm că întreprinderile ce comercializează mărfuri în centrele comerciale, de exemplu Unic, Zorl, Soyuz, etc., Elat, mai mult, în proporție de 100% sunt întreprinderi mici și mijlocii în domeniu. În bună parte, la rândul său și producători autohtoni, în special cei mici și mijlocii, își comercializează marfa produsă exclusiv prin centrele comerciale. Din motive netransparente, fără a fi documentat la fața locului existența focarilor COVID-19, s-a asistat exclusiv activitatea numai în centrele comerciale, trecând cu vedere activitatea în supermagazine, hipermagazine, magazine universale, pietrele alimentare, etc., care comercializează aceleași tipuri de mărfuri. Din altă parte, totodată, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat punctul 10 a hotărârii numărul 45, unde se stabilește că pentru agenții economici care desfășoară activitate de comerț în spații închise, se admite concomitent un număr limitat de clienți, reșind din normativul 4 metri de suprafață liberă. Deci ce se întâmplă? Cineva muncește, cineva nu are dreptul să muncească. 9.10 nu ni s-a permis să muncim în baza punctului 10 a hotărârii. Astfel, activitatea concurenței, în cazul dat altor tipuri de magazine, a fost reglementată prin introducerea cerințelor prevăzute în punctul 10, iar activitatea întreprinderilor în cadrul centrului comercial nu a fost supusă aceste reglementări. Noi considerăm că asta este o barieră anticoncurențială pe piață. Nu știu de ce, dar așa s-a făcut. Da, e corect, doamnă, spune. Practic, angajații au fost excluși, deci angajații din centrele comerciale au fost excluși din procesul de muncă sâmbătă și duminică, fiind lipsiți de salariu și sursa de venit, în cuantum cel puțin de 25%. Deci un angajat i s-a micșorat volumul de muncă cu 25%, orele de muncă. Ca urmare, salariile la angajați se scad cu 25%. La rândul său, companiile sunt în prag de faliment, ținând cont de pierderile financiare suportate în perioada anului 2020. Noi, pe data 24.02, am organizat către IMM-uri meeting de protest în fața guvernului, unde niciun reprezentant al guvernului nu a găsit de cuvință să iasă în fața noastră, în fața celor care contribuie financiar la bugetul de stat și le asigură salarii funcționalilor din guvern, finalizat cu depunerea unei petiții colective. Răspunsul la petiție n-am primit nici astăzi. Până prezent, nimeni nu ne-a contactat sau cel puțin să ne informeze ce măsuri se întreprind în vederea activității centrului comerciale sâmbătă și duminică. În acest context, rugăm intervenția președintelui doamnei Maia Sandu către Comisia Națională de Sănătate Publică în vederea revizuirii hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 45 din 15 februarie 2021 prin abrogarea punctului 8. În scopul salvării întreprinderilor mici și mijlocii de la ruinare evidentă și evitarea lichidării locurilor de muncă. Semnatarii, angajații și proprietarii întreprinderilor mici și mijlocii care activează în cadrul centrului comercial. Ce fac angajații ăștia care lucrează întreprinderi ăștia mici și mijlocii? Ce fac angajații ăștia care le s-au micșorat venitul brusc minus 25-30%? Pentru că sâmbătă duminică nu e achitată, vă dați seama? Deci omul s-a micșorat în plină iarnă, are plătit servicii comunale, are sumedire de cheltuieli. Lor s-a micșorat veniturile. Ce face omul ăsta de rând? Vă spun, spune întrebarea, de ce să nu plecăm din țară? Dar așa vor pleca, pentru că nu se face nimic fără probe, dar măcar informează preventiv. Băi, oameni buni, s-a întâmplat în centru ceva, asigurat, bine, ai trimis om acasă, asigură un șomaș tehnic. Nimic! Nu ați înțeles nimic, că noi am micșorat, noi suntem nevoiți să scădem orele de muncă, ca urmare plătim mai puțin la angajați și omul plin de iarnă, el are copii, grădinițe. Nu mai avem și plătire. Da, nu, dar eu vă spun, se duce spre asta complet, deci nu se poate, oameni buni, asta nu e chestia că noi ca întreprinderi, dar în spatele meu ca
ca director întreprinderii, eu am oameni. Știți, avem oameni în spate, înțelegeți? Și sunt foarte mulți. Dacă să eu vă spun, numai la unii, că 300 de agenți economici. Acolo stau și au puțin 600 de angajați și plus produșurile în spate, care poate să genereze practic 2-3 mii de locuri de muncă numai la centru comercial unic. Deci 2-3 mii de locuri de muncă, smicșoarea salariului. Vrem o comisie. Administrativ, apropo, administrativ. Noi n-am cerut subvenții, nu știu, am cerut subvenții de la stat, noi n-am cerut nimic de la stat. Mai în comparație, da, noi, da, în comparație cu alții, smicșoareze TVA-ul, să ne dă nu știu ce, noi nimic. Noi tot plătim la timp și la urmă tot pe noi încă ne face lucruri. Nu, asta eu vă spun, numai Moldova cred să facă. Vrem o comisie să vină de dimineață în centrele noastre comerciale, care spunem noi, să facem subvenții. Nu avem, cât spațiu liber este, toate normele sunt... Ne conformăm tuturor restricțiilor și normelor care sunt impuse de Comisia în Sănătate. Noi, într-adevăr, cum spune și domnul Vasile, cel mai important acum, la moment pentru noi, este într-adevăr aceste persoane, acești angajați pe care noi avem și ei au copii, au familii, au de întreținut această familie. Noi acum achităm salariu mai mic. Dar dacă noi continuăm în acest tempo, o să ajungem că o să reducem locurile de muncă, pentru că altă ieșire din situație nu este. Noi, practic, nu avem unde și nu avem posibilitatea să vindem produsele care noi le producem și, respectiv, la asta vom ajunge. Noi cerem, rugăm, de fapt, rugăm, pentru că nu ne permitem să cerem. Noi rugăm ca să ne audă guvernul, în primul rând. Și de asemenea rugăm și doamna președinte Maia Sandu să ne ajute și dumneavoastră să vă implicați cumva ca să putem soluționa această problemă. Мне вопрос, можно еще один? Комиссии, пожалуйста. Вот мы две недели не работаем, да? Две субботы, две воскресенья. Уменьшилось больных? Вопрос, пускай они нам ответят. Уменьшилось больных? Нет. Почему только торговый центр? Что у нас? Зараза. А чем платить людям? За отопление в это время. В сады, в детские сады. За отопление, за свет. Уменьшилось, за пускай нам комиссия пускай даст ответ. Уменьшилось больных на данный момент. Увеличилось, каждый день увеличивается. Или надо было закрыть всех на две недели, все магазины, только оставить продуктовые. Правильно? Надо было в феврале сделать так, если они такая умная комиссия. Или надо было тогда всем, чтобы работали. Потому что один магазин работает, я сижу дома. Извините, а в 10 часов после 10 показывают, как люди танцуют в ресторанах. Так зачем я сижу дома? Объясните мне, чтобы люди ходили в рестораны, гуляли, танцевали и разносили инфекцию? Вот это у меня вопрос комиссии, пожалуйста. Да, aceste restricții practic au făcut probleme mai mari. Nu au hotărât cumva întrebarea, pentru că centrele comerciale nu activează sâmbătă, duminică, iar celelalte centre, piețe, magazine, ele lucrează și sunt cu mult mai aglomerate decât erau până la moment. Pentru că clienții care veneau în centre comerciale, ei deja se duc acolo unde este deschis, practic. De asta noi dorim ca să se soluționeze în alt mod această problemă. Noi de acum mâine vrem să lucrăm. Sâmbătă, duminică, noi ieșim la lucru. Стимați colegi, deci, ne-au ascultat, le mulțumim, a fost secretarul
aparatul președintelui, domnul Sârbu, parcă spuneți. Domnul Sârbu, da, mă spuneați că... Deci ne-au ascultat, le mulțumim, au spus că se vor implica, dar asta e foarte important, că lumea deja ne aude, ne vede și ne vede problemele noastre. Noi trebuie cât mai mult să ieșim, dacă nu ne ascultă guvernul, eu cred că trebuie săptămâna viitoare să ieșim iarăși la guvern. Odată și odată ne va primi, vă spun sincer. De ce eu vă propun din prăștie, este propunerea să mai manifestăm în fața guvernului. Eu... Nu, la Pușkin! La Pușkin nu avem drept, avem drept la Bănulescu Bătorii, dar acolo trebuie să fim mai puțin cu suprafața nimic. Suntem puțin, noi nu suntem mulți deloc. Deci care dorește să mai protestăm în fața la Bănulescu Bătorii, mergem la Bănulescu Bătorii. Dar nu trebuie să limităm transportul acolo care circulă. Asta e tot momentul. Vă mulțumesc pentru prezența de aici, tot cum am venit, ne ducem încolo la Bănulescu Bătorii, în fața, în intrarea la guvern. Bine, bine, bine. Bine, bine, bine.